su término en regla y luz y perspectiva. Tema de emisión y nacer memoria o rastro y este un privilegio triste dentro localidad de cuatro historia sí.
existen localidades, marcas, sí, medio rural, finca, de acum, din motive personale, sunt mai legat de oraș și ca atare. Răspuns cu plăcere la invitația ta să vorbim despre trecutul lui, dar nu ca la o lecție de istorie. Nu cu pretenția de a dezgropa perioada glorioasă a voievozilor sau în paleolitic, că avem doar la George și așa ceva, și pentru orașul care mai are orașul în care mulți dintre noi nu observă pe lângă ce trec, uneori fiindcă nu au educația necesară pentru asta, de foarte multe ori, fiindcă nici edilii, nici noi istorici, nici alți cetățeni, nu s-au învrednicit să semnaleze importanța unor clădiri, importanța numelor unor. Gracias.
monumentale din oraș nu poartă semnul legal de monument. Case cu trecut ar trebui să aibă plăci memoriale și nu în alte locuri unde au dispărut clădirile istorice. S-ar putea amenaja semnale de mobilier urban prin care să spun aici a fost cândva locul în care a stat Caragiale. Sau care a pusit Eminescu. Sau în care bănuim că a stat descriitorul de Nicolae Tolstoi. Și câți alții? Dar chiar există această ipoteză că nu știam Nicolae Nicolae Tolstoi. Sigur că da, în jurnalul său el descrie prezența în orașul nostru în timpul războiului Crimeei a existat aici un conflict sângeros între armata țaristă și armata otomană. Chiar pe locurile în care se află acum zona liberă, în fosta insulă Ramadan,
între cele două armate au murit peste 3.000 de ruși. Câțiva dintre ofițerii lor au fost înmormântați la biserica Smârda. Iar inscripția limba rusă care vorbea despre acest loc de îngropăciune a ajuns la Muzeul Școlii Generale Mihai Eminescu. Este numai din faptele de istorie universală care a fost neglijat dincolo de rusismu multor concetățeni faptul că asemenea au trecut prin orașul nostru, este un dat oriunde în lume. Alții să cu așa ceva. Dacă, spre exemplu, învingătorul Napoleon cu Tuzov capul care a condus tratativele de pace cu turcii învinși de el aici lângă Giurgiu.
într-un han care exista la intersecția între strada Ștefan cel Mare și strada Grădiniței actuale. Și care este trecută în istoria universală drept Congresul de Pace de la Giurgiu. El a premers semnării acestei păci la Hanul Manuc din București, dar din cele șase ședințe ale diplomatiei sau certat pe împărțirea hărții între cele două imperii, nenorocirea a fost că împărțirea asta se făcea către Imperiul Țarist, turcii nu aveau dreptul să facă acest lucru, dar nici noi nu aveam și susținători pe plan internațional care să intervină ca acest lucru să nu se întâmple. Potrivă, împăratul Franței Napoleon este cel care se hotărăște să atace Rusia cu ce rezultate știe toată lumea, dar în momentul acela modul în care a privit
aici spun din cele 6 ședințe au fost aici la Giurgiu, loc cu l-am identificat. Se va înțelege cât de important ar fi ca acest loc să fie marcat, să fie un loc unde sunt și prezențe străine care aparent sunt neutre, deci nu atât de dramatice ca acestea legate de ale rusilor-turce. Știu celebru Carol al XII-lea al Suediei, regele la Poltava, s-a refugiat la un moment dat aici în cetatea Giurgiului. În epoca modernă sunt foarte mulți capete coronate, foarte mulți miniștri diplomați de rang înalt, Hans Christian Andersen a fost în Giurgiu. Sigur că da, el a călătorit pe Dunăre cu poporul austriac. Sunt încă nu avem o antologie a mărturiilor acestor călători străini despre Giurgiu. Nu i-am
Războaiele
le mai marca la mitrății până acum? Distanța mică față de București, față de capitală. Parțial sau în proporții îngrijorătoare. Nu a beneficiat de reconstrucții pe măsura importanței lui. Fiindcă pe vremea boierilor, boierii nu ceau case aici la București. Nu știu cum o să fie la capitaliști de stil nou, unii și-au mai făcut câte o vilă, dar nu după o sistematizare guroasă, așa cum a avut noroc cu Giurgiu în 1833 cu acel arhitect Austriac, Moris von Ott, dacă s-a împământenit la noi, dacă s-a căsătorit aici, s-a trăit în România, și care la ședința Giurgiu a făcut niște planuri de nivel european la vremea aceea, de care pe acolo mai bine și bine ar fi fost dacă niște oameni fără Dumnezeu și fără sentiment și fără cult
nu ar fi decis
acum. Mai avem un ghinion, apropierea Bucureștiului și fluctuația cadrelor și chiar punctual câteva dispariți. Regretabile a unor personalități care cunoșteau istoria anumitor epoci, dar n-au să lase memorii, să lase lucrări scrise, să împărtășească urmași iau prin dispariția lor sau prin neglijența celor care ar fi trebuit să îi tragă de limbă. Astăzi avem foarte puține mărturii dintr-o epocă în care și mijloace tehnice, existau magnetofoane, existau și chiar arhivarea fiecare din posturile locale de televiziune nu merge foarte bine din motive, nu este la cineva anume. Este o anume nepăsare a noastră față de această comor de informații care la un moment dat constatăm că nu le mai putem recupera. Și mi se pare penibil
care treci. Cum se chema primarul acum? O jumătate de secol. Din rândul clasei muncitoare, așa cum necredința Partidul Muncitor
importante, no un senso de afilogar la prestancia, un senso de atrever interés. Este lucru au până la un punct important al lor, că și din poveștile astea, din legende, se poate extrage de câte ceva, dar câteodată deviază exagerează, bineînțeles. Am constatat
general de la era un și din păcate nici în regimul ăsta de tranziție nu s-a reușit la nivel dar fiindcă acolo trebuie luată decizia să se înțeleagă că ce comoară este și din punct de vedere lingvistic un asemenea termen care atestă prezența românilor într-o epocă în care sunt
când de fapt datorită importanței strategice a locului, domnule, doctor, mersi acel bătrân. Perpetuar până
hamburguesa. Din momentul acesta de sfârșit de 14 în Occident, se știa puțin despre Valahia, despre Moldova. Ceva mai mult despre Transilvania, care sunt de înțeles, deci la nivelul cetățenilor obișnuiți, al maselor, destul de inculte pe vremea aceea și acolo. Se știe extrem de puțin despre geografia Europei de dar când era vorba de nume de localități, printre puținele de care mai auziseră datorită evenimentelor petrecute datorită faptului că era un punct important de
trecere pe axa aceasta de la Stambul către centrul Europei, despre Giurgiu Giorgio
Porto, care era încărcat de pe corăbii, însoțite de câinii ciobănești, erau părăsiți, nu mai erau luați și pe corabie, așa că numărul lor era mai mare cât cel firesc, cel obișnuit, în vreme de neexport. Pentru care câinilor a fost apreciat cam mai mare decât cel firesc. Cert este că ne-au introdus în folclorul național și ar fi bine de și susțin ideea dumneavoastră că brandul ăsta ar trebui folosit. Dacă tot îi avem, am putea să facem un motiv de a se vorbi și în Europa de noi. Siguranță că s-ar vorbi, cu siguranță că valorificăm acest specific, să zicem, local, nu? Sau această legendă, cine știe,
condițiile în care de pildă în această vară pe străzile orașului Giurgiu au fost mușcate de trei câini. Unul pe strada pentru acest brand. Hai să ne folosim de câinii care latră din jur. Am mai spus și un grup statuar al câinilor care latră din jur, cu siguranță care atrage mulți turiști, nu? Și acolo să adăugăm și din multele vorbe sau legende sau care ar repet, antologarea lor.
Chiar cei de acasă nu prea au știut de acest lucru. Adică s-a vorbit prea puțin. Momentul respectiv. Dar lungul istoria au mai fost momente în acestea favorabile când
espontánea. De la idea que într-o zonă pe care un turist o poate parcurge într-un sfert de oră, de văzut mult mai mult decât chiar cei care locuiesc pe stradele respective. Materiale filmate. În continuare, rog regia să difuzeze filmul făcut pe străzile municipiului Giurgiu. Noi o să ne revedem săptămâna viitoare la plimbare prin orașul Giurgiu pentru a descoperi sau pentru a redescoperi Giurgiul istoric. Ghid ne va fi muzeograf Păunescu. Emil, îți mulțumesc că a acceptat această invitație în această zi de toamnă răcoroasă. Și vom începe periplul nostru de aici, de la de istorie și fiindcă scopul plimbării noastre este să vorbim despre oameni care au trăit cândva aici. Chiar în această clădire s-a născut un președinte al Academiei Române, matematicianul Miron Nicolae.
suntem în fața bustului poetului Ion Vinea, care s-a născut pe strada care pleacă de la posta școală comunală, așa se și numea strada cândva, strada școalelor, fiindcă în afară de gimnaziu ea găzduia și școli primare și casa natală Ion Vinea nu mai există, dar s-a ales montarea bustului său pentru că instituția i-a luat numele și pentru că pe această stradă s-a născut. Este pentru orașul nostru că a dat lumii mari personalități. Dar astăzi vom vorbi pe lângă de calibru despre care am amintit deja și de oameni uitați, personalități locale care uneori au fost victime ale evenimentelor istorice și multă vreme nu s-a vorbit despre ele din motive ideologice. Propun să ne deplasăm pe strada numită asta Cristo Botev și să vedem în stânga și în dreapta ce clădire avem.
cu strada numită astăzi General Bertlo, care în regimul trecut s-a numit constructorilor, fiindcă exista o școală profesională de construcții cândva aici. Și care înainte de al doilea război mondial se numea strada municipalității, deoarece ducea la vechea primăria orașului aflată în actualul parc al ei. Avem câteva case vechi supraviețuitoare, între care vom vedea imediat casa avocatului Diomed Verziu, un politician cu veleități în ajunul celui de-al doilea război mondial, care pentru faptul că a făcut politică a cunoscut ororile concentraționare ale regimului comunist. Casa este stil neoromânesc și fără a fi monument de arhitectură, este o casă frumoasă.
automotive, la número 9, este casa encarga lo cuide multan profesor Alexandro de historia al liceo León Mayorescu, sí, un político era
celebri medici Marimboi Culescu și Constantin Bocărnea. În orice caz, avem aici un loc în care s-a scris la propriu istoria Giurgiului, s-a scris și o minunată biografie romanțată a voievodului Petru Cercel. Era acest Alexandru un exemplu pentru concetățenii săi și a fost căsătorit profesoara de geografie Elena Cartojan, care la sfârșitul vieții pentru a putea beneficia de o pensie a trebuit să divorțeze de cel care se afla în închisoare. Este Adrian Brișcă a scris o micromonografie despre acest martir al Giurgiului, Consiliul Local într-o trecută legislatură punerea unei plăci memoriale, dar funcționare de la primărie nu au găsit că la dimensiunile cele necesare casa este monument istoric, este trecută în lista monumentelor istorice, este acum privată, dar proprietarul a fost de acord cu montarea acestei plăci
în spatele nostru ce clădire se află Emil Păunescu? Suntem tot pe strada Cristo Botev. Aici
aveau loc serile literare cu invitați din capitală. Era vorba de elita giuveană din ceea ce am putea numi la Belle Époque. Din nou pe strada General Bertolo și casa lângă care ne aflăm, casa Roze, este a fostului primar al orașului Giurgiu între 1880 și 1886, fost în tinerețe al marelui jurist Alexandru Papi Filarian împreună cu o altă figură liberală a Giurgiu celebrul proces al bivolarilor din 1874, tinerii avocați juveni s-au lansat și așa se explică alegerea lui Ștefănescu ca primar. Abilitatea lui politic a făcut să reziste timp de 6 ani într-o epocă în care primarii se schimbau aproape anual. Ieșirea din primărie și-a construit această casă undeva în jurul anului 1890 în stil neoclasic. A fost frumos restaurat de
baza proiectului regretatului arhitect Paul Vasilescu. Este monument istoric și observăm că pe această stradă au stat mulți avocați de-a lungul timpului, vom vedea puțin mai încolo casa în care a locuit juristul Gheorghe Geraniu, care a fost prefect al județului Vlașca și pe care am avut onoarea în ultimii 6 ani când se ocupa de filatelie și eram colegi la cel cu filatelie. Suntem în fața casei Geraniu, care datorită transformărilor suferite de-a lungul timpului, nu mai are decât câteva elemente ale splendorii de altă dată, drept pentru care nu a întrunit punctajul necesar intrării în lista monumentelor, dar este tot o casă de la începutul secolului 20 și în pivnița ei s-au descoperit documente prețioase pentru istoria orașului Giurgiu, între care și fotografiile inaugurării halei din piața centrală, proiectul marelui inginer Emil Praga. Casa următoare pe strada General Bertlo
Dita, arquitectura, anodina, care nu spune mare lucru, nu spune faptul că este veche, cândva aici a locuit magistratul Maiter, înainte s-a locuit un alt jurist de faimă al orașului Giurgiu, mort tânăr din câte se pare. Este vorba de Gheorghe Carapancea, și care a fost căsătorit cu celebra fiică a lui Nicolae Drogba Lucian, spun celebra fiindcă a fost din cele mai frumoase femei care s-au născut la Giurgiu din câte povestesc înaintași și din câte ne încredințează fotografiile rămase. Dar care l-a trădat pe soțul său, măritându-se cu un alt avocat care a ajuns și el primar al orașului. Este vorba de Vasile Cochinescu, la rândul lui acela se pare că era pustanjiu
cum se spune cu un termen mai popular și frumusețea lui Drogba Arțean a pățit-o în sensul că a fost înșelat este una din povestele picante ale orașului, dar din păcate nu am avut cronicar care să lase celor care urmează după noi mai multe informații despre ceea ce însemna înainte de război life-ul local. Pe această stradă cu cărți care vorbesc despre juriștii juveni, avem și obișnuite din perioada interbelică în care au locuit au locuit militari, au locuit doctori, în orice caz țin să amintesc că aici
cea locuit de marele profesor de matematică Stelian Radulescu, o altă victimă regimului comunist care a cunoscut el închisorile comuniste reîntors de încadrat în învățământ a făcut ca liceului Ion Maiorescu să câștige locul fruntașe la Olimpiada Internațională împreună cu Ion Matescu și Savin Popescu au constituit profesori eminenți care au făcut să se vorbească de liceul Giurgiu Vean în întreaga țară în anii 60. Din păcate, Stelian Radulescu bolnav, uitat și nerecompensat pentru rezultatele muncii. Maiorul postmortem Aristide Nepopulopulo
cele va al liceului Maiorescu este unul dintre eroi giurgiuveni din primul război mondial. Care a avut dincolo de jertfa nemuritor așa cum se vede prin șansa că era blăstarul unei familii bogate. A fost jurist eminent al României, a ajuns la Curtea Internațională de la Haga. Care este Eustachiu Polopon. Familia Polopon a donat clădirea în care se născuse erou și cu mențiunea pentru sănătatea juvenilor. Respectată inclusiv în regimul trecut, când aici au fost policlinici, ultima dată cea de stomatologie. Clădirea însă este într-o stare de ruină.
plata. Poate dacă am fi avut înțelepciunea la începutul perioadei post-decembriste,
case construite în 1910, se pare că un ofițer superior a locuit aici din păcate decedat înainte de a ne pune la dispoziție datele necesare. Cert este că este tratamente ingenioase